dezvăluiri fără perdea, cum a lăsat Andreea Marino vedet fără emisiune. Marina Alman a spus tot despre momentele în care s-a trezit ce nu mai are emisiune din cauza unei alte vedete. Cea în cauza ar fi, fără voie, însă, chiar Andreea Marin. Este vorba de momentul în care emisiunea de la TVR pe care Marina Alman o avea a fost înlocuit de cea a Andreei Marin. Surprize, surprize! Prezentatoarea de televiziune Marina Alman a povestit, într-un interviu pentru Adevărul RO, cum a ajuns să rămână fără una dintre emisiunile pe care le prezenta la TVR. Eu am fost chemat într-o zi de Titus Munteanu, directorul de la TVR1 pe atunci, sublinierea mi-a spus. Eu cumva am fost încântat, mă gândeam ce, ia uite, sunt invitat sâmta, cumva la masă cu oamenii care fac divertisment în TVR de ani de zile, nume foarte mari. Am acceptat, am cedat foarte o subliniere ori, tatle meu nici acum nu mi-i iart pentru un subliniere urința cu care am cedat. Eu am fost de bun credin sublinierei am zis ce dacă un profesionist de talia lui Titus Munteanu îmi propunea sublinierea ceva, înseamnă ce a sublinierea e bine. I atunci am pus pe picioare alt format de succes. La câteva luni după ce s-a oprit ceaiul de la ora 5, a apărut la TVR surprize, surprize sublinierei, după mulți ani, Titus Munteanu mi-a mărturisit ce atunci Lazarov, care mi-a fost foarte bun prieten, mi-a spus și dacă vrea un format STR incumprat trebuie să fac curcenie în zona respectiv, să nu mai există nicio emisiune care să aibă un succes foarte mare. Pentru ca noua emisiune să se poată impune foarte o subliniere ori. Mi-a recunoscut ce sta a fost motivul pentru care a oprit ceaiul, a mărturisit Marina Alman.